Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie! Eu sunt Ioana și pe acest canal vă dau sfaturi pentru bugetul familiei voastre. Dar de data aceasta, în acest video, o să vă spun cum am ajuns să vorbesc despre bugetul familiei la o emisiune de la Metropola TV, care pentru mine este un lucru super interesant și o să vă las și emisiunea să o puteți vedea și voi în caz că ați ratat-o. În primul rând, am primit un mesaj pe Facebook, pe Facebook-ul blogului meu, de la producătorul acestei emisiuni, Între Prieteni, cu Dana Istrate, care m-a întrebat dacă aș fi interesată să particip la această emisiune. Mi-au spus câteva lucruri, detalii tehnice despre cum se va întâmpla această emisiune. Am făcut această emisiune super ușor, prin Skype, eu de acasă, în pantalon de training și îmbrăcat așa frumos ca să dau la cameră. De asta sunt și machiată, pentru că urmează să intru în direct și sper să fie totul în regulă. Nu mă așteptam, pentru că eu am un blog foarte mic, un canal foarte mic, cu doar 2800 de abonați și de obicei la televizor ajung oamenii cu sute de mii de abonați, dar probabil că, din ce mi s-a explicat, este un subiect care a ajuns să intereseze multă lume și li s-a părut că aș avea ce să vorbesc eu despre acest subiect. Acum mă pregătesc să intru în direct și am super emoții, sper să nu se vadă, sper să nu mă bâlbui foarte tare, că știți cum e, eu nu sunt de profesie jurnalist și când mi se întâmplă chestii de astea, invitații la emisiuni de astea live, așa am emoții și sper să nu fac prostii și să nu spun prostii și să-mi spuneți cum vi se pare, cum a ieșit. Și o să vă las părticele din emisiune, o să încerc să înregistrez și eu ce se întâmplă, că na, nu toată ziua a ajuns la televizor și sunt super încântată. Haideți să vedem cum iese, să-mi țineți pumnii! Următoarea mea invitată este pasionată de finanțe personale și de drepturile consumatorului. E mereu la curent cu ultimele oferte și are cele mai cool lucruri cumpărate la prețuri incredibile sau câștigate. Este multilateral dezvoltată, cum îi place ei să spună. Dacă vă uitați pe canalul ei de YouTube, Buget de Familie, cu siguranță veți găsi sfaturi utile despre cum să gestionați banii familiei. Îi spun bine ai venit Ioanei Mărgineanu, este în direct cu noi prin Skype. Bine te-am găsit, Dana! Vreau să aflu povestea ta, Ioana, ai văzut ce prezentare ți-am făcut. Așa cum spuneai și tu, ești multilateral dezvoltată. Hai să aflăm un pic povestea ta și după aceea să vorbim și despre canalul tău de YouTube, Buget de Familie, cum ți l-ai făcut, da? Cât lucrezi la el și ce putem să aflăm noi de acolo. Dar mai întâi să vedem cine este Ioana Mărgineanu. În primul rând, sunt o mămică, ca și tine, care a reușit, după 10 ani de lucru pe vase de croazieră, iachturi și vase de expediție, să devină o pensionară și să mă pot dedica lucrurilor pe care doresc cu adevărat să le fac. Iar acestea sunt două. Vreau să fiu mămică full-time și să nu mă mai împart între job și familie, să fiu doar cu familia. Iar al doilea lucru căruia i-am dedicat timp este canalul meu de YouTube, care vorbește despre bugetul familiei, despre cum, ce facem noi cu bănuții și mai ales cum reușim să manageriem cât mai bine ce avem și să ne bucurăm cât mai mult cu cât mai puțin. Și ce ai învățat tu, așa că te-ai fost tu plecată pe vasele de croazieră? Spuneam acolo că ești și pasionată de finanțe. De unde această pasiune? Eu am lucrat pe vase de croazieră ca și contabilă într-un final, pentru că la început am plecat ca recepționeră, dar în timp, după ce am lucrat și mi-am dovedit ce pot face, am fost promovată și avansată și am fost contabilă. Bun, și ai și văzut întreaga lume, ai avut tot felul de experiențe frumoase cu această ocazie și e clar, la calcule nu te bate nimeni. Pot să zic că mă bate multă lume, dar la calculele bugetului meu nu cred că mă bate nimeni. Așa, și ți-ai deschis acest canal de YouTube, Buget de Familie, când anume, în ce an? În anul 2018 am început prin a arăta ce premii câștig și pe măsură ce vorbeam despre premii, cred că inseram cum reușesc eu să economisesc sau când m-am găsit anumite oferte și am văzut că există interes pentru acest subiect, mai ales din partea mămicilor care stăteau acasă ca și mine, erau în concediu de maternitate și încercau să se descurce, după cum știi și tu, cu bănuți mai puțin decât ai în momentul în care
care lucrezi, da, și împărțiți la 2 sau la 3, având o familie mai mare, nemai fiind, să zicem, numai tu sau tu cu soțul, vreau și dintr-o dată sunteți 3 sau 4 sau 5. Așa este, și nevoia te învață și bine că există pe lume mămici descurcărețe precum ești tu, ca să ne spun așa ce artificii să facem astfel încât să avem mai mulți bănuți în portofel după ce cumpărăm toate cele, bineînțeles, pentru bebe și pentru familie. Așa că vreau să ne dai așa câteva idei cum să gestionăm bugetul de familie, astfel încât, de exemplu, dacă mergem la cumpărături, să mai și rămânem cu niște bănuți, dar să avem și cămara plină, știi cum se zice. Cred că finanțele sunt personale, așa că pentru fiecare persoană, cum își cheltuiește banii, este un lucru foarte personal. Și de aceea sfaturile generaliste nu cred că se potrivesc pentru toată lumea, dar am reușit să zicem cumva să scot niște sfaturi care se aplică la oricine. În primul rând, ideea cu care trebuie să pleci este că nu cheltui tot ce ai. Niște învățăminte de-astea vechi, să ai bani pentru zile negre, bani albi pentru zile negre. Cred că acesta este cel mai important sfat pe care pot să-l dau oricui care mă întreabă și care mă cunoaște. Nu cheltui tot ce ai. Mi se pare că în ziua de astăzi societatea noastră a evoluat și în 30 de ani de la o societate în care toți aveam cam la fel și nu prea aveam mare lucru de cumpărat, ne-am transformat într-o societate care are de toate, îți oferă de toate, te îmbie la fiecare colț cu lucruri care poate nu sunt cele mai bune pentru tine, dar par atât de interesante și prezentate atât de interesant încât ți le dorești. Ți s-a întâmplat, Dana, cum să mergi să nu cumva într-un mall și să nu vrei ceva? Cum să nu? Adică, bine, eu de felul meu pot să mă abțin, știi? Adică nu dau iama în bani, dar, de exemplu, normal că te uiți colo-colo și vrei și aia, vrei și aia și vrei și aia, dar dacă stai așa să te gândești că după aceea te uiți în portofel și plângi, parcă nu e bine. Cred că despre asta este vorba, cred că le-a spune femeilor mai ales, pentru că mi se pare că noi suntem o categorie foarte bombardată de publicitate, adică avem nevoie de toate, și hăinuțe, și machiaje, și parfumuri, și pantofiori, și gentuțe. Mai pe scurt, știi cum e, populația care câștigă cei mai puțini bani are cele mai multe oferte și cele mai multe ispite în jur. Și dacă tu ca femeie reușești să controlezi aceste lucruri și să-ți faci, de exemplu, un alt sfat pe care îl dau mămicilor, este să-și facă o listă cu 3 cele mai importante lucruri pentru ele. Lucruri care pot fi pentru mine, să zicem, gențile, călătoriile și ieșirile cu prietenii, dar să zicem că pentru tine, Dana, poate să fie altceva. Iar pentru mămicile care ne văd și ne ascultă, fiecare are alte priorități. Și este important să ni le stabilim, pe acelea să dăm bănuții pe care vrem să-i dăm, iar restul cumva să intre într-un cont de umbră și să realizăm că nu le putem avea chiar pe toate. Sau cel puțin cu un salariu mediu în România, în nu niciun ai caz să le ai pe toate. Așa este. Dar, sau dacă ești vreo vrăjitoare și reușești să le faci pe toate, să-mi scrii și mie, reușiți. Dar când vine vorba despre mâncare, da, despre alimente, știi prea bine că sunt tot felul de supermarketuri de unde ne cumpărăm în general mâncarea, pentru că prea puțin dintre noi, având în vedere ritmul acesta nebun în care ne desfășurăm zilele, mai ajung și la piață, unde știi și tu prea bine că la piață lucrurile sunt mai ieftine și poți să iei și cantități mai mari și sunt mai fine. Dar ce te faci când mergi la supermarketuri și știi prea bine că unele chiar au prețuri destul de mari? Cum să economisim acolo bani sau cum să facem cumpărăturile cu cap, cum îmi place mie să spun? Primul lucru pe care îl fac, să zicem eu, și mă dau pe mine ca exemplu, pentru că este mai ușor să dai sfaturi când spui când faci tu, iar lumea și ea exact ce vrea. Așa. În primul rând, eu fac meniul cu o săptămână înainte.
avem o discuție de asta în care întreb în familie cam ce vreți să mâncați, copilul deocamdată nu spune ce vrea, spune ce îi se face, dar odată cu meniul făcut, reușesc să nu mai arunc lucruri, să nu mai rămână lucruri în casă pe care nu le folosesc. Și atunci, făcând lista după meniu, nu meniul după listă, reușesc să arunc cât mai puține lucruri și să folosesc tot ceea ce am, în același timp și economisind. Cam asta a fost pentru astăzi, sper că v-a plăcut emisiunea cu mine și sper că această emisiune să fie doar prima din mai multe, să vedem, poate le-a plăcut celor de la Metropola TV și dacă vreți să mă ajutați, puteți să lăsați comentarii la acest video sau la videoul lor pe care vi-l las în comentarii cu emisiunea live, oricum, orice interacțiune mă ajută și pe mine, îi ajută și pe ei. Mulțumesc că v-ați uitat la acest video până la final, nu uitați să-mi lăsați părerile voastre despre această emisiune și cum am descurcat. Fiți indulgenți, este prima mea emisiune la televizor. Cam atât pentru astăzi și ne revedem cât de curând în următorul vlog. Pa, pa!